dacă astrele vor ține cu noi în vacanță. Să vedem dacă și vremea e de zasul. Vremea e bine, Roxana, dacă ține cu noi, că de fapt de aia depinde dacă plouă. Dragilor, să știți că vin cu o veste extrem de bună. Da. Aoleu, nu mai vremea va deveni normală din punct de vedere termic. Doamne ajută. Aleluia, în toate regiunile. Bine, va mai ploua puțin pe la munte, dar foarte puțin, ce e asta, măi? Să pleci la munte. Noi mergem la mare, nu la munte, deci nu. La mare că e jale. Noi nu suntem triști ca alții care pleacă la unde plecai tu la munte? Unde vrei să pleci? La Sinaia. Păi unde, bă, la Sinaia unde se ducă? V-am zis că nu iese în afară de să fac o oră dacă mă cheamă repede cineva. Te ascultăm, Rox. Bună dimineața, dragilor! Ne așteaptă din nou căldură mare. După ploi torențiale, furtuni și grindină, specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie vin cu vești bune. Vara își reintră în drepturi și va continua să se încălzească din ce în ce mai mult. Maximele vor fi cuprinse între 24 și 31 de grade, iar minimele între 10 și 21 de grade Celsius. Haideți și la hartă! În partea de nord-vest a țării, în regiunea Maramureș, temperatura maximă va fi de 27 de grade la Baia Mare. Coborâm în Crișana, maxima zilei va atinge 28 de grade la Oradea. În Banat, astăzi, se vor înregistra 29 de grade la Timișoara. În Oltenia, temperaturile vor fi cuprinse între 29 de grade la Craiova și 31 la Drobeta, Turnu Severin. În Moldova, temperaturile vor fi cuprinse între 23 de grade la Suceava și 29 la Galați. În zona litoralului, maxima zilei va atinge 26 de grade la Constanța. În centrul teritoriului, temperatura maximă va atinge 26 de grade atât la Cluj, cât și la Sibiu, cât și la Brașov. În capitală, astăzi vom avea 30 de grade. Cam atât despre meteo, să aveți o zi excelentă!